Numărul mare de colindători din acest an a dat peste cap toate calculele făcute de șefii instituțiilor publice din Gorj. Dacă aceștia se pregătiseră pentru cel mult 4.500 de copii, numărul maxim de colindători din fiecare an, acum peste 6.000 de colindători au adus urările lor de bine primarului Cârciumaru, șefului de la Consiliul Județean sau prefectului. Am depășit puțin numărul de colindători pentru că au venit foarte mulți. Probabil că și criza și-a spus cuvântul în această perioadă. Inițial noi ne-am pregătit, ca și anul trecut de altfel, undeva în jur de 4.000 de pachete. Ne-am pregătit însă pentru număr, am avut mai multe cereri, mai multe persoane au venit să se înscrie, mai multe grădinițe, mai bine spus, așa că am suplimentat numărul de pachete. De la 4.500 am ajuns la 6.000. În acest an a fost o afluență mai mare ca niciodată. Au fost primite grupuri nu numai din Târgu Jiu, ci și din județ. Alaiul sărbătorilor de iarnă am numărat 400 de colindători. Înscrierile de la grădinițe, de la școli, au fost și acestea peste 1.000 de persoane. În total s-a depășit numărul de 6.000. La primăria Târgu Jiu, sumele alocate colindătorilor se ridică la peste 600 de milioane de lei vechi, fiecare plasă de cadou având o valoare de 10 lei. La Consiliul Județean însă, valoarea este mult mai mare. Nu a fost un pachet standard, deci au fost în funcție de persoana de destinatari. În total, aproximativ 130.000 de lei au fost alocați pentru aceste sărbători. Anul acesta a fost o avalanșă a grupurilor de colindători care au vizitat aproape la rând toate instituțiile publice din județul Gorj.